trebuie să recunosc că ideea acestui filmuleț a venit după ce un prieten mi-a reproșat sau m-a întrebat cu bun simț de ce, chiar la ultimul filmuleț anterior acestuia, ce se întâmplă cu filmulețele mele de se termină aproape întotdeauna brusc. Și atunci am fost puțin mișcat, nu neapărat șocat. Trebuie să-mi cer scuze în primul rând, pentru că n-am tratat niciodată cu seriozitate ieșirile pe acest canal. Poate că doar dintr-o doză de narcisism sau ca răspuns la mai multe întrebări a celor cu care mai am afaceri, însă pe acest canal n-am fost niciodată activ voit, poate că și din cauza faptului că pe alte aplicații am câteva zeci de mii, câteva mii în altă parte și era mult mai facil, crezându-mă eu mai important acolo. Însă, și trebuie să recunosc că toate aceste filmulețe ale mele nu au fost făcute profesional. Poate la începutul, acum vreo 3 ani de zile, când cochetam cu studiouri de televiziune din provincie, cu prieteni de ai mei pe la Megidia, mai aveam câte un cameraman sau câte un studio care mai lucra puțin pe ele. Însă recunosc, în ultimul timp îmi pun device-ul, telefonul și poate mai mult dintr-o nevoie personală decât una de comunicare reală, vorbesc ce cred eu câteva minute. Iar răspunsul concret este că niciodată n-am putut controla și nici n-am fost chestie tehnică, adică să fiu asistat, să fac lucrurile profesional și pe acest canal. Am lipit, am cumpărat 10 ziare vechi, le-am lipit într-un, eu îi spun, laborator unde birou unde lucrez noaptea și am putut să merg mai departe, așa, ca într-o glumă. Însă, intenționez să acord mai mult respect și celor care mă caută și abonaților, astfel încât și mesajul meu către dumneavoastră să fie unul curat, nu de altă dată chiar am ce să spun în comparație cu alții. Bine, acum nu o să mă compar niciodată cu Shelly, cu Bobonete sau cu Dorian Popa, în primul rând pentru că ei sunt produse a unor televiziuni și au în spate toată infrastructura asta tehnică, eu am spus sunt singurel, și mi se pare nedrept să intru în competiție cu niște tipi care chiar câștigă bine din chestia asta, dar având încă o dată în spate o echipă tehnică, bravo lor. Nu m-am gândit până acum să fac chestia asta, dar o să mă gândesc serios să intru și eu pe linie dreaptă într-o combinație cu o echipă de profesioniști, astfel încât să am și eu un rezultat curat și să nu mai jignesc prin apariții, așa cum vedeți, și nu am niciun fel de chestie de a mă aranja ca pentru un eveniment special, însă trebuie să recunosc că după ce am citit cu atenție mesajul prietenului meu de aici, cred că va veni momentul să fiu puțin mai atent. Bun, s-a întrerupt filmulețul vorbind zilele trecute despre marile greșeli făcute, marile sau micile greșeli făcute de antreprenori la început și trebuie să recunosc că, iată, și asta este una dintre greșeli, pentru că nu ne luăm în serios, facem lucrurile uneori mai mult pentru noi decât pentru cei care ne privesc, pentru că trebuie să recunosc că sunt destule persoane care chiar mă iau în serios și discută cu mine lucruri importante, unele foarte grave, altele mai puțin grave, dar totuși sunt oameni care, iată, mă bagă în seamă și mi se pare ok să răspund cu aceeași monedă. Și spun asta în mod repetat, iată, și un fel de abordare ca al meu poate aduce la tine în birou, la tine în afacere, un dezechilibru care mai devreme sau mai târziu te va costa material vorbind. Și asta este o problemă. Discutam zilele trecute, am discutat în primul rând 3-4 puncte, vă rog să îl priviți filmulețul anterior și poate că ar trebui să continui ceea ce cred eu despre afaceri și greșelile astea, plecând de la premisa că nu e așa, știți foarte bine, de foarte mulți zeci de ani mă ocup de înființări, de autorizări firme. Ajunsesem la momentul în care combăteam un proverb și spuneam că nu este în regulă să ne mai luăm acum în secolul 21, în anul 2022, să ne mai luăm după proverbe. Spuneam că unul dintre acele proverbe pe care nu
nu le suportă, este aruncă-te în mare și după aia învață să noți. Este total greșit, pentru că în timpurile noastre nu mai avem timp de așa ceva, nu mai avem timp să pierdem. Și trec la următorul pas ca greșeală la început. Iată ce ni se întâmplă zilele astea. Ca puterea exemplului personal, cred că și dumneavoastră a trecut până asta, am fost cu toții frământați, cu toții am fost ușor speriați, având deasupra noastră un pericol, un conflict armat chiar la aproape de casa noastră, și multe dintre ideile noastre, multe dintre chestiile de start le-am cam amânat din dorința de a discuta sau despre, a vorbi despre stabilitate și apoi să acționăm. Deci ce am făcut? Am așteptat mai mult decât trebuia și iată ca 99% din cazuri, chiar discutam astăzi cu un prieten bun și spuneam, bă, 99% din fricile, din temerile, din nopțile nedormite s-au dovedit a fi false, ar fi energie consumată degeaba, pentru că 99% din lucrurile de care mi-au fost teamă nu s-au întâmplat de fapt. Și am lăsat în capul meu doar acel 1% firav, care a reușit, iată, să mă ducă totuși mai departe, dar care ar fi fost mult mai bine să fie măcar un 10, 20, 30% care mă plasa astăzi în altă poziție. Deci reținem încă una dintre marile greșeli pe care le facem, ne este frică de ce s-ar putea întâmpla. Frica asta se metamorfozează într-o chestie fizică și cred că ați observat și dumneavoastră și ați început să constatați real că și gândul și energia asta, tumultul ăsta, frecarea asta interioară consumă sau neconsumă foarte multă energie. Apoi mă întorc înapoi la zilele noastre și vorbim despre greșeli. Una dintre marile greșeli pe care le-am constatat eu în curtea celor care au intrat cu mine în afaceri, care le-am autorizat, este faptul că au pornit la drum cu persoana nepotrivită. Dacă în țările occidentale sau în alte țări asocierea asta este ceva normal, eu constat că în foarte multe situații, cel puțin la noi aici, asocierile se termină prost. Foarte puține. Din 10-15 societăți cu asociați, chiar am avut un exemplu la îndemână la societatea anului trecută. Doi tineri foarte frumoși, foarte deștepți, au făcut o firmă de curățenie. Le-am spus că, când am început să fac firma, este sigur că veți rămâne împreună. Și din păcate, iată, am avut dreptate, n-au trecut decât câteva luni de zile și a trebuit să modificăm actul constitutiv și celălalt pentru că s-au despărțit. Iată una dintre greșelile unui început strâmb, asocierea cu persoana nepotrivită. Nepotrivită ca și caracter, ca și volum, ca și chef de muncă, ca și concept și nu că ar fi persoana cealaltă de vină, dar la fel de bine putem să fim și noi. Adică după ce trece luna de miere, în sens economic vorbind, apar animozitățile, apar facturile neplătite, apar proiecte cu viziuni diferite și, din păcate, nu suntem foarte atenți cu cine ne asociem, cheltuim sume importante, energii importante și mai mult decât a consuma ceva material, este nebunia mea de care tot vorbesc cu noii mei prieteni, cu tinerii antreprenori, viitori antreprenori, visul spulberat. Deci vorbesc asta și în cazul proiectelor, vorbesc asta și în cazul asocierilor. Și văd că e mai traumatizant decât pierderea unor sume, a unor bunuri, este faptul că îți destrami un vis. Și iar oamenii se încarcă cu foarte multă energie atunci când se visează într-o poziție, au un proiect material vorbind care e fiind în dezvoltare, moare încă din fașă și asta produce traume, deznădești și frânează unele porniri pentru viitor. Trec la o altă, una dintre marile greșeli. Văd foarte rar proiecte a la long. Mi se întâmplă foarte des ca cei care fac pentru prima oară în afacere, cei care sunt la a doua, a treia afacere, sunt puțin mai consecvenți și mai pragmatici în natura asta, însă văd foarte puține proiecte la început cu un calendar fix. Eu râd de ei de foarte multe ori și mă duc și iau câte un calendar ortodox. Știți că erau și sunt în continuare chiar pe la Dobromir de acolo le iau, sunt calendarele ortodoxe în care cu cruce roșie sunt sărbătorile, nu știu ce. Și le arăt celor care încep cu mine, zâmbind, bineînțeles, dar ca puterea exemplului, că există calendare care stabilesc zilele care nu au foarte mare importanță, dar sunt zilele noastre, da? Și atunci așa ar trebui să avem și un calendar
pentru ceea ce urmează să ne schimbe viața, adică pentru afacerea noastră. Deci, repet, una dintre greșelile majore constă în faptul că nu avem foarte bine stabilite etapele. Am dat-o, văd foarte mulți oameni care începe afaceri și apoi, nefiind atenți, nu le autorizează, nu respectă legislația și, bineînțeles, nu e vorba dacă, ci când vine dezastru, așa cum discutam anterior, amenzile sunt foarte, foarte mari. Adică, măcar pe o chestie de 3 ani de zile. Bine, o să fie un an fix și 2 ipotetici. Dar cred că este o mare greșeală să nu ai o viziune asupra viitorului. De ce? Pentru că având niște etape, te obligă în dezvoltare. Așa suntem conceput noi. În momentul în care te trezești dimineața și nu ai o agendă prestabilită, cel puțin jumătate de zi, prima jumătate de zi este într-o forfotă și cine vine se bagă în viața ta fără programare, fără nimic, asta strică echilibru și după ce ți-ai consumat degeaba sau în forță sau patinând degeaba în prima jumătate a zilei, deja în a doua jumătate ești obosit, nu mai ai putere de concentrare și rezultatele, bineînțeles că sunt unele nemulțumitoare, haotice. Și ce să crezi, sunt foarte multe persoane care nu au același mod de lucru ca al nostru, adică sunt mult mai activ după amiază decât dimineața și uite așa începem să pierdem niște legături cu oameni. Una dintre sau o altă mare greșeală pe care o întâlnesc este lipsa totală de evidență a clienților în amănunt. Adică dacă ai un potențial client, nu neapărat cu cineva cu care ai făcut contract și ți-ai intrat în legătură cu ea, toată structura asta de legătură între tine și el trebuie foarte bine definită. Adică modul de comunicare, telefon, e-mail, WhatsApp, Facebook, fă-i o fișe, pentru că la un moment dat al existenței tale acel om poate deveni foarte important în ecuația jocului, chiar dacă la momentul în care îl cunoști nu-i găsești loc. O să vedeți. Eu am nebunia asta frumoasă de a face tu ce faci, vinzi termopane, tu ce faci, vând geam. Înțelegi? Adică se creează o structură de cunoștințe care îți dă ție o putere, atenție, nu neapărat de a câștiga și din profitul lor, însă îți dă o putere pentru că având o paletă largă de cunoscuți, cel care vine nou la tine în familie și în echipă, îl poți ajuta cu un distribuitor, cu o nouă familie economică, cu oameni care sunt pe același palier cu el sau chiar concurență fiind, adică are termen de comparație. Înțelegeți? Adică mi se pare că nu se dă foarte mare importanță. Eu am învățat chestia asta cu evidențele clare a datelor celor care vin în contact cu tine atunci când făceam imobiliarea cu mulți ani de zile. Știți sau nu știți, una dintre chestiile spectaculoase pe care le-am făcut în viața mea a fost că am pus umărul, legal vorbind, la vânzarea combinatului de la Rom Fosochim Ploiești, o mega vânzare în care am stat cazat acolo în Ploiești și am pus umărul pentru că era vânzare cu sarcini, a fost o chestie dificilă și atunci eram vicepreședinte CEPI, Unim la Bruxelles, o mare asociație de brokeri imobiliare, ceva foarte important. Și acolo am învățat că este foarte important să ai toate datele de contact a persoanelor care vin noi în viața ta. E bine să ai o fișă de client. Atenție, legal vorbind, chestia de a strânge date este într-un fel sau altul gestionată de un inspector GDPR, un inspector pentru baza de date. E bine să-l ai, să ai un contract dacă nu ai personal să ai externalizat, pentru că în caz contrar nu prea ai voie să faci chestia de asta și se poate interpreta, deși tu nu ai toată bunăvoința din lume. Iată, am încercat cu acest mic filmuleț să închid filmulețul, ultimul filmuleț care s-a terminat urât, cu scuzele de rigoare și promițându-vă că în viitorul foarte apropiat am să investesc într-un studio sau într-o persoană studio care este capabilă să dea mai multă claritate și mai multă noblețe acestor eforturi ale mele de a discuta cu dumneavoastră, răspunzând concret întotdeauna la întrebările dumneavoastră și la provocările dumneavoastră și vorbind seara, eu știu, din experiențele mele zilnice, pentru că trebuie să recunosc, fiecare zi este absolut o aventură, chiar și acum în pandemie s-au întâmplat lucruri spectaculoase. De exemplu, aseară pe nepusă masă, undeva pe la 20 și un pic sună telefonul și patronul unui mare restaurant din Mamaia mă invită să luăm masa la restaurantul Brâncovenesc de aici, din Constanța, cu un călugăr de pe muntele Athos. A fost o experiență absolut halucinantă.
de la management până la creștinism, adică e o chestie de asta absolut halucinantă, productivă și cu o energie pozitivă despre boli, despre spitale, despre viața de pe muntele Athos. Acolo, aseară, am realizat că nu numai în România este greu să scoți autorizație de construire sau de modificare a unor imobile, ci și pe muntele Athos e aproape imposibil, iar dacă nu respect legislația, acolo este mai grav ca la noi. Adică am rămas stupefiat, credeam că acolo este sălbătice. N-am apucat să văd muntele Athos, i-am promis Sfântului Părinte că foarte curând am să-mi fac timp să ajung și acolo. Adică iată că aproape zilnic mi se întâmplă să iau cunoștință, mai ales în lumea asta mea, cu oameni extrem de importanți, dar și oameni care sunt la început și au noblețea lor, au sufletul lor, au frumusețea începutului. Lucruri spectaculoase. Acum am să întind mâna și am să-mi opresc device-ul controlat, astfel încât să nu vă mai deranjez. O seară bună și vă mulțumesc pentru înțelegere.